Vinerea Mare este socotită de creștini cea mai neagră zi din istorie. Într-o singură zi, Iisus trece prin două, chiar trei interogatorii, în fața marelui preot, în fața lui Pilat și a lui Irod, dacă ținem seama de versiunea evanghelistului Luca. Marele preot îl întreabă: Tu ești Hristosul? Iar Iisus răspunde ferm: Eu sunt. Și îl veți vedea pe Fiul omului, echivalentul expresiei Fiului Dumnezeu, șezând la dreapta Tatălui și venind cu norii cerului. Acest răspuns constituie capul de acuzare din partea autorităților iudaice. Pentru ei, răspunsul e o blasfemie, pentru că aduce atingere la caracterul absolut al lui Dumnezeu. A te numi Fiul al lui Dumnezeu înseamnă a-L coborî pe Dumnezeu la nivelul creaturilor, lucru de neconceput pentru un iudeu. Pilat îi adresează altă întrebare: Tu ești regele iudeilor? E o întrebare politică. Iisus însă separă net sfera politică de cea religioasă. Împărăția mea este din altă lume. Luca pomenește de un interogatoriu în fața lui Irod. Irod îi pune foarte multe întrebări, dar Iisus tace. Tăcerea lui Iisus în fața căpeteniilor politice e mai greitoare decât orice justificare sau răspuns. Nu e o tăcere disprețuitoare, ci imperială. Interesantă este și reacția mulțimii. Aceeași mulțime care îl primise în Duminica Floriilor ca pe Mesia, acum îi cere condamnarea, considerându-se trădată în așteptări. De Paști, procuratorul roman, Pilat, avea obiceiul să elibereze un prizonier. Mulțimea nu cere eliberarea lui Iisus, Hristosul, unsul lui Dumnezeu, ci a unui alt Iisus, Baraba. Și pe Baraba îl chema tot Iisus, dar acest lucru se amintește mai rar. Interesantă această coincidență de nume a celor două personaje. Unul, Iisus Hristos, Mesia antirăzboinic, celălalt un fel de haiduc care se opusese cu arma în mână puterii romane. Pe Golgota, Iisus va fi răstignit între doi tâlhari ca rege al iudeilor. Va muri foarte repede, epuizat și de bătăile îndurate până atunci. Crucea este un vechi simbol al Universului. Răstignirea lui Iisus este intrarea în slava Tatălui, așa cum afirmă Evanghelia după Ioan. Nu înseamnă intrarea în moarte, în nimic, în neant, ci în lumina divină a Tatălui.